Agricultorii au început să strângă prunele, iar recolta este mai mică în acest an. Înghețurile și seceta le-au afectat munca și le-au dat peste cap investițiile. În acest an ei vor culege cu 15% mai puțină roadă la un hectar și nu este exclus că prețul pentru un kilogram ar putea crește ușor. Alexei Micu, din satul Olișcani, raionul Șoldănești, a plantat în 2014 o livadă de pruni Stanley pe o suprafață de 10 hectare. Se așteaptă la o recoltă de 5 tone la hectar, cu aproximativ 10 tone mai puțin decât ar culege într-un an obișnuit. Pentru prun este o roadă mică, pentru că tehnologic la hectar se propune de a prognozează de a obține o roadă normală de la 15 tone. Ne-a afectat recolta de prun înghețul de primăvară, ele au fost mai târzii acest an. Totuși, Alexei Micu spune că prunele din acest an sunt mai mășcate și mai frumoase. Anul acesta pruna este mai rară. În primul rând, noi am lăsat alionca să facă lucrul ei și ne-a făcut un fel de rărire chimică, astfel că pruna s-a primit destul de mășcată și în acest caz noi avem și un beneficiu de cost. Alexei Micu are deja semnat un contract cu o companie care îi va cumpăra 40 de tone de prune la un preț de 4 lei și 50 de bani kilogramul. Ulterior, acestea vor fi ambalate și exportate. Cei 35 de muncitori culeg zilnic în jur de 7 tone de fructe. Ele se culeg cu codiță. Uitați-vă așa, că și cât mai puțin trebuie de pus mâna pe prună. Lădița ajunge în jurul de 10-11 kg. La un copac merg în jur la 3-4 lăzi. Pierjele sunt frumoase, calitative. Dacă copacul e mai bogat, mai repede. Dacă e mai răruț, mai încetișor o leacă. Ne-am trebuie să le mai facem, să le aranjăm mai frumos. Potrivit Ministerului Agriculturii, în acest an avem plantate 22.000 de hectare de livezi de pruni. Din cauza înghețurilor, recolta de fructe va fi cu mult mai mică decât cea preconizată. Aceasta va fi în diminuare cu 17%, deci mai puțin față de ceea ce s-a preconizat. Adică vom înregistra o recoltă în jur de 90.000 tone. Ele, desigur că vor fi mai scumpe, consider eu că ar fi să înceapă de la 5,80, 6 și mai mult. Lei per kilogram. În 2019, mai mult de jumătate din cantitatea de prune moldovenești recoltate au fost exportate în Rusia, 17% în România, iar alte 10% în Bulgaria.